Cei care s-au născut în zodia vărsătorului vor avea în ziua de 13 martie o perioadă favorabilă unei rezolvări financiare, a unui beneficiu, a unui câștig, a unei discuții profitabile, a unei situații norocoase. Sunt acolo mai multe planete, toate favorabile acestor câștiguri. În plus, în ziua de 13 martie, în acest sector, se va exercita influența lunii noi în Pești. Și atunci putem vorbi de un reper, de un moment de la care, de acum încolo, altfel vor decurge lucrurile în plan bănesc. Situația favorabilă nu se epuizează odată cu ziua de 13 martie, pentru că influențele acestei etape, prezența Soarelui, activitatea planetei Venus, patronajul neptunian, luna nouă în Pești, toate acestea vor crea un context care va fi preluat începând din 16 martie de Mercur, care va intra în casa a doua banilor câștigați din muncă proprie și va traversa acest sector până pe 4 aprilie. Va prelua și va dezvolta aceste premise sau le va plasa sub semnul dialogului, a înțelegerii, a căderii la pace sau a minții românului cea din urmă, adică a ajungerii în fericita ipostază a celor care s-au opus, n-au vrut, n-au înțeles că trebuie să opereze niște modificări, să intre în normalitate, că e cazul să cedeze și să renunțe la ostilitate sau la alte interese obscure, ori la o atitudine total contraproductivă de ambiție. Nu cedez, nu vreau, dacă depinde de mine, uite, eu nu doresc să aplic legea. Și la un moment dat, aceasta este latura frumoasă, bună, corectă, morală, aceștia vor ajunge să recunoască că au greșit, că au exagerat, că s-au pus singuri în vină, că atitudinea lor este sancționabilă și că trebuie să revină la gânduri bune, nu la sentimente mai bune, la o conduită corectă și să repare ceea ce au refuzat să facă mult timp sau ceea ce au făcut și au refuzat să accepte că este într-adevăr în neregulă. Și în felul acesta, domeniul financiar să fie cel puțin până pe 4 aprilie, favorizat de această atitudine, să zicem, constructivă, înțeleaptă, că nu este vorba de milă, concesie sau binefacere. Între 14 și 16 martie la prânz, dialoguri mai usturătoare, replici înțepătoare, atitudine vehementă, reacții prompte, intempestive ale celor născuți în vărsător, dacă sunt criticați, se simt ei atacați sau se află în ipostaze contradictorii, care nu le convin, cu care nu sunt de acord, dacă sunt puși în dificultate, în situație proastă sau dacă cineva își propune să îl contracareze cu false argumente pe câte un nativ. Atunci acesta va da o demonstrație de forță și îi va pune pe aceia în situația să dea înapoi, să retracteze. Nu știu dacă își vor cere scuze cei care au exagerat, dar sigur nu vor mai repeta aceste secvențe, mai ales dacă ele s-au petrecut în public. Își vor da seama că ei înșiși au greșit, că nu trebuia să inițieze dialogul sau să vehiculeze acele informații sau să adopte acea strategie. Între 16 martie, după ora 13 și 18 martie, preocupări legate de casă și familie nu sunt lucruri noi, sunt ipostaze vechi de niște săptămâni, dacă nu cumva chiar de vreo două luni, care pun în dificultate multe dintre demersurile nativilor, ori de câte ori este vorba de casă, patrimoniu, un teren, avere, mai ales dacă este vorba de terenuri cultivabile care trebuie să fie îngrijite, administrate, de pe urma cărora se câștigă și niște bani, e vorba de plata unor taxe și impozite, este vorba de administrarea unor bunuri în devălmășie sau în subsidiar, sunt ale părinților, dar au grijă ei, cei tineri vărsătorii de ele, sunt și contexte conflictuale pentru că s-ar putea să fie vorba de părinți care au mai mulți copii și vărsătorul nu este singur la părinți și în acest demers de grijă față de averea părinților mai intervin și frații, care au și aceea viziunea lor, dorința lor de câștig sau inapetența pentru a face efort. Nu vor să se complice, nu vor să se implice, nu vor să cheltuiască bani, n-au chef să facă efort, să se indispună, să se enerveze și transferă toate aceste obligații în cărca vărsătorului. Acela se revoltă, că om e și el, nu poate să le ducă pe toate și uite așa, probleme de familie insolite, replici care puimesc, atitudini născute din senin, care complică
viața și existența și fac uneori chiar imposibilă activitatea curentă, mai ales dacă și părinții au și ei trăsături de caracter dificile și nu pot fi convinși, nu acceptă realitatea, îi arăți niște dovezi, legislația, vremurile, măsurile și nu se cuplează la ele, nu înțeleg despre ce este vorba, refuză să le accepte, poțimpea lor și tot așa. Există o premisă însă complicată pentru cei care nu trăiesc în țară și atunci intrăm pe specificul acestei case a patra, care privește apartenența la un neam, nu doar la o familie, apartenența la un teritoriu, la o țară, la o limbă, la o religie, și aici sunt tot felul de nemulțumiri și discrepanțe. Cum spuneam, dacă trăiesc în străinătate, s-ar putea să fie lezați, s-ar putea să fie puși în situații dificile, să facă opțiuni care până acum nu le-au fost oferite de destin și sunt în dificultate. Și uneori se gândesc dacă e mai bine să accepte niște condiții puse undeva departe, în străinătate, sau e bine să nu mai răspundă la niciun fel de presiune, să renunțe la astfel de enigme existențiale și să se întoarcă acasă unde lucrurile sunt mai simple. Este adevărat că renodarea existențială cu casa, familia, trecutul, țara de care te-ai despărțit pentru un timp, niște ani, niște decenii, nu e ușoară. De aici și foarte multe probleme de conștiință care depășesc viața și activitatea curentă. Între 19 și 21 martie, activarea casei a 5-a. Din punctul de vedere al sentimentelor, e mai multă discuție, tevatură și foarte multă actorie. Mai ales cei tineri vor merge cu dorința de a impresiona și cuceri până la capotinism și fanfaronadă. Sunt în stare să facă și serenade, ca în secolul XVIII, sunt în stare să facă tot felul de gesturi, pentru că imaginație și inspirație vor avea ca să cucerească o persoană. Fel de a fi și de a trăi sau de a aborda niște posibile divertismente într-un fel original, până la un punct vesel, nostim, interesant, de la un punct încolo cam exagerat, nejustificat sau care poate să se întoarcă asupra lor, să nu facă o impresie bună, ei să nu se simtă bine, să fie sancționați sau criticați de apropiații ori chiar de cei care aplică legea. Depinde acum de vârstă, de educație, de maturitate, de înțelegere a acestei situații. Cel mai avantajat sector va fi cel al exprimării prin mijloacele tehnologiei moderne, presă, online, televiziune și toate metodele de a comunica moderne, contemporane, la zi. Când spun online, poate fi vorba de orice fel de tip de emisiune și de prezență care îl poate cupla la un grup de vârsta lui sau la publicul larg. Depinde și ce își doresc. Unii pot să cânte, alții pot să vorbească, alții să facă glume, alții să realizeze filme documentare și așa mai departe. Este un mod de abordare a acestei tehnologii moderne care permite comunicarea într-un chip destul de intens. Sunt unii pasionați, încântați, fascinați de soluții, de rezolvare, de ipostază. Unii vor fi chiar foarte, foarte încântați de ceea ce fac, de succesul pe care îl obțin. Nu înseamnă că dacă e un lucru nou și este un experiment, trebuie să rămână sub semnul lipsei de audiență. Dimpotrivă, foarte mulți, dacă sunt stăpâni și pe domeniul tehnologiei, sunt stăpâni și pe celelalte sectoare, de exemplu pe viața publică, pe publicistică, pe scris, pe oralitate, pe muzică, pe teatru, toți aceștia, dacă nu se afirmă doar ca niște veleitari și ca niște amatori, ci ca niște profesioniști, evident că vor avea succes. Tot ceea ce fac unii acum, încep să dezvolte, pun bazele unui proiect mediatic, vor avea o împlinire sau o confirmare sau o valorificare a efortului lor în perioada în care vom trăi, vom traversa zodia gemenilor.